În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos s-a înălțat! Frat s-a înălțat! Iubiți frați, iubite surori, iubiți credincioși, împreună rugători, iată-ne în cea de-a 40-a zi, după slăvita înviere a Domnului nostru Iisus Hristos. O perioadă binecuvântată, o perioadă în care am simțit fiecare dintre noi o bucurie sfântă, asemenea tuturor celor cărora li s-a arătat Domnul Hristos de multe ori și în minunate chipuri. Am simțit fiecare dintre noi câte o bucurie, fiecare în felul lui. Unii au găsit bucurie atunci când au reușit să-și reînceapă munca. Unii au găsit bucurie atunci când și-au văzut pruncii sănătoși, continuându-și școala. Unii au găsit bucurii în lumea aceasta care ne înconjoară, unii însă au găsit bucurii în biserică. Am găsit bucurii transformând casele noastre în biserici și mobilele noastre atât de prețioase le-am transformat în altare de jertfă, punând câte o iconiță, punând câte o sfântă cruce, un mir, tămâie, și făcând fiecare așa cum am reușit în această perioadă complicată, o biserică în casa fiecăruia dintre noi. Unii am gustat din bucuria participării la Sfintele Slujbe, prin intermediul acestor transmiteri pe care le facem și acum, deși iată se acordă libertate cultului, așa cum acum câteva peste 17 secole împăratul Constantin și mama sa Elena au îngăduit creștinilor să iasă din catacombe și să se bucure alături de ceilalți. Acolo erau mai mulți în Imperiul Roman care se rugau fiecare, unii se rugau zeităților, alții se rugau adevăratului Dumnezeu. Am gustat fiecare dintre noi din bucuria Sfintelor Liturghii, din bucuria privegherilor de noapte și de miez de noapte, pomenind pe Sfinții înaintași, cei care au fost și rămân pilde de urmat pentru fiecare dintre noi, participând la vecernii săvârșite cu litie, participând la slujba de priveghere și, nu în ultimul rând, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Am gustat fiecare dintre noi din aceste bucurii și de ce vă vorbeam despre lucrul acesta? Pentru că primul cuvânt pe care Hristos Domnul l-a rostit după învierea sa, cea din morți, a fost: bucurați-vă! De aceea rămâne în datoria fiecăruia, în obligativitatea fiecăruia dintre noi, de a continua această perioadă luminoasă, luminată,
într-o stare de bucurie, plină de încercări și de boli pe de o parte și plină de griji, dar pe de altă parte să o trăim în bucurie sfântă. Cât de întristați au fost ucenicii, văzându-l unii dintre ei, alții doar auzind, că învățătorul a fost răstignit și că a suferit moartea. Și apoi femeile au spus locul unde Hristos Domnul fusese pus și ele încearcă să-și îndeplinească această slujbă a lor ca să termine ungerea. Și ele sunt primele binevestitoare ale învierii Domnului. Ele transformă tristețea și frica apostolilor și a ucenicilor adunați, închiși de frica a iudeilor. Iată, femeile transformă tristețea în bucurie. Tristețe pe care ei o vor uita și o vor mai aminti atunci când fiecare apostol, când fiecare ucenic al Domnului va mărturisi, vor mărturisi cu toții patimile și învierea Domnului și pentru acest lucru au suferit moarte martirică, marea majoritate. Și-au dat viața pentru Hristos Domnul și acolo atunci și-au amintit fiecare, așa cum Domnul a plâns și a cerut, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta, și-a amintit fiecare apostol și ucenic, uitând apoi de bucuria întâlnirii cu Hristos Domnul pe pământ și trăind într-o altă nouă bucurie, care era bucuria suferinței. Bucuria de a-ți da viața pentru Hristos. Bucuria de a trăi toată viața propovăduind pe Hristos. Apostolii ne spune Sfânta Scriptură, la 40 de zile erau adunați pe muntele Măslinilor. Și acolo fiind, după ce Mântuitorul, care petrecuse 40 de zile după învierea sa, cea din morți, după ce Mântuitorul le lasă ultimele învățături, ultimele sfaturi, ultimele îndemnuri, îi vede pe apostoli triști. Mântuitorul le promisese că dacă el nu se va urca la cer, nu va putea veni Duhul Sfânt, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede. Și apostolii erau întristați pentru că aveau ei nădejdea că Hristos este un Mesia pământean. V-am mai spus lucrul acesta. Îl repetăm. Mântuitorul avea o menire, menirea și nașterea și învierea sa a fost ca să-l scoată pe om din moarte la viață. Să-l ducă pe om din lumea aceasta pământească în împărăția cea veșnică. Era Hristos Domnul un Mesia, dar un Mesia ceresc. Era fiul lui David, fiul lui Dumnezeu. Fiecare l-a mărturisit într-un anumit fel atunci când s-a întâlnit în cei 3 ani și jumătate din viața Mântuitorului și cu Mântuitorul Hristos. Și iată că după înviere
Ei credeau că Mântuitorul, că Domnul, că Învățătorul a înviat tocmai pentru a-i scoate pe evrei din robie, din stăpânirea romană, și că Hristos, Domnul, este un Mesia pământean. Crezuseră ei în acest lucru și înainte de patim. De aceea Iuda face acea înțelegere mincinoasă și îl vinde pe Învățătorul pentru 30 de arginți, crezând el că se vor înțelege mai mari de la templu cu Hristos, Învățătorul, pentru a ridica poporul împotriva stăpânirii romane. După învierea sa din morți, apostolii aveau din nou această credință. Erau convinși că Iisus este un Mesia pământean. De aceea bucuria pe care ei o trăiseră timp de 40 de zile, iată că acum se schimbă, se transformă în tristețe, în supărare. Pentru că îl văd pe Domnul înălțându-se la cer. Și acolo, înălțându-se, fiind, îi binecuvintează. Le dă apostolilor pace, ucenicilor, tuturor celor care erau împreună cu apostolii și nouă tuturor, prin episcop, preoți și credincioși, de atunci și până astăzi. Înălțarea Domnului la ceruri lasă omenirii pace și binecuvântare. Atunci când Hristos s-a înălțat la ceruri, le-a promis apostolilor că nu îi va lăsa singuri. Și aceștia apoi aleargă în Ierusalim, în foișorul cinei celei de taină. Și apoi, la 50 de zile, vor primi fiecare Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii. Deci iată cum Mântuitorul își îndeplinește activitatea și rostul pe pământ, arătându-le apostolilor și nouă fiecăruia că a venit să mântuiască pe tot cel pierdut, pe morți să învie, pe bolnavi să vindece. Dar aceste minuni se continuă până în ziua de astăzi, pentru că prin lucrarea Sfântului Duh, Dumnezeire, Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh lucrează în mod permanent și fără oprire în lume. Iar noi, credincioșii, suntem încredințați în lucrarea Sfântului Duh în lumea aceasta. Este lucrarea aceasta a Sfântului Duh, am spune noi, într-o primă fază, este o lucrare pe care nu prea o vedem în mod aparent. Dar când cineva primește Duhul Sfânt, el se schimbă și se luminează. El din moarte învie și din boală se însănătoșește. Pentru că avea Duhul Sfânt, după cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, în Apostolul care se citește la Sfântul, la taina Sfântului Maslu, cel de-al șaselea Apostol, ne spune, roada Duhului este dragoste, îndelungă răbdare, pace, facerea de bine. Și continuă Sfântul Apostol Pavel, arătând câte daruri are lucrarea Sfântului Duh în lume.
Deși Isaia între proroci ne spune că 7 sunt darurile Duhului Sfânt, iată descoperim cu mult mai multe daruri. Și cel care dobândește pe Duhul Sfânt, acela pe Dumnezeu dobândește. Pentru că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. Și noi o căutăm, de aceea ne spovedim, ne împărtășim, de aceea mergem la biserică, ne împărtășim și luăm pe Dumnezeu Fiul, îl luăm în noi și El ne ia pe noi, pe fiecare. Și apoi îl căutăm toată viața. Căutăm pe Dumnezeu Duhul Sfânt ca să intre și să vină în familiile noastre și, de ce nu, mai important, să vină în inimile noastre. Scopul vieții noastre pe pământ, ne spun Sfinții Părinți, este dobândirea Duhului Sfânt. Sfântul Siloan Atonitul ne spune aceasta. Scopul vieții noastre pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt, adică dobândirea bucuriei în veșnicie, dobândirea bucuriei și a nemurii, dobândirea bucuriei afacerii de bine, a înțelepciunii. Când creștinii cer lui Dumnezeu ceva, să ceară pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Să-L ceară să intre și să vină în inimile noastre. Ne pregătim în această perioadă, până la 5 zecime, peste 10 zile, ne pregătim de primirea Sfântului Duh. Și rugăciunile săvârșite sunt deosebite de frumoase, pentru că invocăm, cerem ca Duhul Sfânt să vină peste noi, spunem la Sfânta Liturghie și peste aceste daruri, la fiecare dumnezeiască liturghie. Și cerem ca Duhul Sfânt la slujba vecerniei celei mari din Duminica Cincizecimii, ca Duhul Sfânt să se coboare peste fiecare dintre noi. Însă să ne pregătim de acest lucru. Am reușit să ne pregătim să-L primim pe Dumnezeu Fiul prin taina Sfintei Spovedanii și să-L primim pe Hristos Domnul prin taina Sfintei Împărtășanii. Pe Dumnezeu Fiul. Să-L căutăm și să accelerăm această căutare. Să-L căutăm pe Dumnezeu, Duhul Sfânt. Fără de care viața noastră este searbă. Fără de care viața noastră este asemenea fânului pe care l-am cosit. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Ce frumos este un câmp verde! Câtă bucurie îți dă un câmp verde, înverzit, înflorit, înmiresmat! Și când lucrezi pământul și pregătești acest câmp, această iarbă, și o usuci ca să dai animalelor, câtă pace are o familie, știind că va avea cu ce să-și hrănească pruncii, dar cât este de gol pământul atunci când îl dezbrăcăm de frumusețea și de culoarea pământului. O culoare pe care o întâlnim în această perioadă, verdele, culoarea vieții. Când omul
are ca scop final al vieții pe Dumnezeu, toate celelalte ni se adaugă nouă. Ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Au dorit unii să lovească în Duhul Sfânt și au spus despre Duhul Sfânt, au negat dumnezeirea Duhului Sfânt. Și aceștia au fost îmbătuți. Au fost considerați eretici la sinodul de la Constantinopol din anul 381. Și iată că v-am vorbit despre sinodul de la Niceea din 325, când am vorbit despre Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena. Vorbim, iată, despre primele 7 articole din Crez. Dar vorbind despre Duhul Sfânt, celelalte cinci articole, până la 12, de la 7 până la 12, cele 5 articole s-au alcătuit la Constantinopol. Și spunem așa, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcător, care de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Gândiți-vă de fiecare dată când veți zice de acum înainte crezul. Adică Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt a vorbit și vorbește până în ziua de azi. A vorbit prin proroci. Dar apoi, la întemeierea bisericii, Duhul Sfânt coboară peste noi. Și noi îl invocăm de fiecare dată când mergem la biserică și începem Sfânta Liturghie. La rugăciunile începătoare, atunci când un tânăr se pregătește de examene, sau un credincios face un pas important în viața lui, spune această rugăciune pe care o vom auzi atât de frumos, înfrumusețată, cântată, Împărate Ceresc, Mângâietor. Pentru a gusta din bucuria cincizecimii, apostolii au trecut prin sărbătoarea aceasta a înălțării Domnului de la pământ la cer. Avem și noi aici în Sfântul Altar pictată icoana înălțării Domnului, unde erau apostolii și Maica sa, unde erau adunați ucenicii. Și toți s-au întristat, dar apoi s-au bucurat că Duhul Sfânt va veni la ei. S-au întristat pentru această despărțire de învățătorul lor, dar s-au bucurat pentru că Hristos le-a promis că va veni Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede. Și că ei, apostolii, nu vor fi singuri niciodată. Deci, nici noi, cei care suntem mărturisitori și trăitori ai Sfintelor Patim și ale Sfintei Învieri, de fiecare dată când săvârșim Sfânta Liturghie, mărturisitori ai bucuriei, mărturisitori ai înălțării Domnului, primim și noi această făgăduință azi, că nu vom fi singuri niciodată. Și că Duhul lui Dumnezeu,
că Duhul Sfânt, Dumnezeu, va veni și în inimile noastre. Dar este nevoie de o inimă asemenea unei pâlni, care să fie deschisă, să primească pe Dumnezeu. Patimile, păcatele, poftele, gândurile, vorbele, judecățile și toate rănile noastre se tămăduiesc prin spovedare, prin iertare, prin împăcare cu Dumnezeu și cu noi înșine. Și atunci, în aceste condiții favorabile fiind, primim Duhul Sfânt. Deci în această perioadă care urmează, iubiți credincioși, ne pregătim pentru a-L dobândi pe Dumnezeu Duhul Sfânt, scoțând ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu, mărturisind înaintea lui Dumnezeu neputința noastră, dar apoi vom primi pe Dumnezeu în inimile noastre și ne vom sfinți viețile noastre când ne încreștinăm copilașii. Repet și azi acest lucru. Îi botezăm prin afundare în numele Sfintei Treimi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată cum îi botezăm pe copii, în numele Preasfintei Treimi. Iar apoi primim și noi când am fost prunci și copiii noștri primesc taina mirungerii. Și cerem atunci ca Duhul Sfânt să vină peste prunci. Și noi am primit, deci, pe Duhul Sfânt când am primit mirungerea, când am devenit ortodoxi, drept măritori creștini. L-am primit pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar trebuie să-L redescoperim, să-L scoatem la suprafață, să-L simțim în respirația noastră, în inima noastră, pe buzele noastre să-L simțim pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Și să nu rămânem într-o stare de panică, într-o stare de teamă, într-o stare de întristare sau de îndepărtare de Dumnezeu, pentru că El este deja în noi. Doar noi să-L căutăm. Așa cum Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri de pe pământ, tot așa El se va arăta la a doua venire. Pe norii cerului va veni și va judeca faptele fiecăruia dintre noi. Să-L căutăm, să-L gustăm, să ne împărtășim cu Hristos Domnul, Dumnezeu Fiul. Iar apoi viața noastră să fie călăuzită, luminată de Dumnezeu Duhul Sfânt. Să dăm familiilor noastre pace, să dăm familiilor noastre bucurie, să dăm familiilor noastre curaj sfânt, să dăm familiilor noastre îndrăzniți, ne spune Sfânta Scriptură, că Eu am biruit lumea, adică acest curaj sfânt, să-L căutăm, să-L avem, să-L mărturisim pe Dumnezeu în orice clipă a vieții noastre, să mărturisim minunile pe care Hristos Domnul le-a săvârșit și ele sunt scrise multe în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură.
Dar câte minuni nu s-au săvârșit de atunci și până azi. Pentru că prin biserică, oameni asemenea nouă au căutat dumnezeirea. Au căutat pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. L-au gustat pe Dumnezeu Fiul împărtășindu-se. Iar apoi, pe tot parcursul vieții, au căutat Duhul Sfânt. Și au ajuns sfinți, încă de pe pământ. Mulți monahi, ierarhi, mucenici, cuvioși, mărturisitori, pusnici, au devenit sfinți. De ce? Pentru că l-au căutat pe Dumnezeu Sfântul Duh în viețile lor. Au căutat să respire nu doar un aer curat, ci au căutat să respire pe Dumnezeu. Au căutat să guste din Dumnezeu și viața întreagă și-au închinat-o lui Dumnezeu. Apostolii au primit această promisiune, această făgăduință, că nu vor fi singuri. Și de atunci și până azi, am primit și noi prin biserică această făgăduință, că nu vom rămâne niciodată singuri. Deci, să îndrăznim, să-L căutăm și să-L gustăm și să ne împărtășim și să ne sfințim din dumnezeire. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat.